Coșat e locul unde Domnul ne vorbește prin cuvânt. Iar pe scara cerului coboară înger aducând mesajul sfânt. Oare n-ai știut că aici e Domnul? Oare n-ai știut că aici e El? Dumnezeu din slav ne cercetează, căci aici e casa Lui, poarta cerului Betel. Oare n-ai știut că aici e Domnul? Oare n-ai știut că aici e El? Dumnezeu din slav ne cercetează, căci aici e casa Lui, poarta cerului Betel. Cea pustie, poate nu știi nici tu unde ești. Domnul stă aici deasupra scării, astăzi poți cu El să te întâlnești. Oare n-ai știut că aici e Domnul? Oare n-ai știut că aici e El? Dumnezeu din slăb ne cercetează, căci aici e casa Lui, poarta cerului Betel. Oare n-ai știut că aici e Domnul? Oare n-ai știut că aici e El? Dumnezeu din slăb ne cercetează, căci aici e casa Lui, poarta cerului Betel. Așa ne-a spus Mântuitorul când era la noi jos pe pământ. Dacă doi sau trei vor fi împreună, sunt și eu prezent prin Duhul Sfânt. Oare n-ai știut că aici e Domnul? Oare n-ai știut că aici e El? Dumnezeu din slăb ne cercetează, căci aici e casa Lui, poarta cerului Betel. Oare n-ai știut că aici e Domnul? Oare n-ai știut că aici e El? Dumnezeu din slăb ne cercetează, căci aici e casa Lui, poarta cerului Betel. Dacă vrei să-i vezi puterea sa, cheamă-l pe Iisus azi cu credință și de poala haine nu lăsa. Oare n-ai știut că aici e Domnul? Oare n-ai știut că aici e El? Dumnezeu din slăb ne cercetează, căci aici e casa Lui, poarta cerului Betel. Oare n-ai știut că aici e Domnul? Oare n-ai știut că aici e El? Dumnezeu din slăb ne cercetează, căci aici e casa Lui, poarta cerului Betel. Amin.
ai purtat crucea grea la Calvar. În tâlhare ai fost răstignit, mâinile le-au țintuit, ai fost jertfă de ispășire pe altar. De aceea îți mulțumesc pentru jertfa ta, pentru sângele vărsat la Golgota, pentru dreptul de a fi copilul tău. Îți mulțumesc, Iisus, că m-ai mântuit, ți-ai dat viață, fiind că m-ai iubit, prin jertfa ta m-ai împăcat cu Dumnezeu. La cruce ai purtat povara de păcat, cu dragoste m-ai ridicat de jos. Viața mi-ai schimbat, o haină nouă mi-ai dat, pentru mine ai murit, Iisus Hristos. De aceea aceea-ți mulțumesc pentru jertfa ta, pentru sângele vărsat la Golgota, pentru dreptul de a fi copilul tău. Îți mulțumesc, Iisus, că m-ai mântuit, ți-ai dat viață, fiindcă m-ai iubit, prin jertfa ta m-ai împăcat cu Dumnezeu.
Doar lângă tine și zilele
Dumnezeu spre noi s-a plecat. Să-i slăvi puterea lui cea mare și glorie să-i dăm, că ne-a răscumpărat pentru mântuirea dar primită, pentru jertfa lui de la Calvar. Ne chinăm cu inima smerită și mulțumim cântând pentru divinul har. Să ne laudăm, glorie să-i dăm, căci ne-a iubit nespus. De moarte ne-a scăpat, viață veșnică ne-a dat, mărire. Thank you.
schimbat. De când te-am privit, m-ai eliberat. De când m-ai atins, ochii mi-ai deschis. Să văd un drum, un drum spre paradis.
dimineața, străjerii de pe ziduri obosiți. Noi așteptăm să vină Domnul nostru, noi așteptăm să fim la cerpiți. Mai mult decât așteaptă zorii zilei, străjerii care noapte au vecheat, noi vrem cu toți să vină răsăritul, să vină soarele cel minunat. Noi așteptăm să vină cu slavă și lumină Mântuitorul nostru pe care îl iubim. Mai mult decât așteaptă străjerii dimineața, noi așteptăm pe Mântuitorul nostru
însemnat. N-am meritat să-mi faci atâta bine, să-mi maritea milos și minunat. N-am meritat să-mi faci atâta bine, să-mi maritea milos și minunat. Aș vrea să-ți mulțumesc, să cânt, să te slăbesc. Aș vrea, Iisus, să-ți spun, să-ți spun că te iubesc. În toată viața mea, aici cât mai trăiesc. Aș vrea, Iisus, să-ți spun, să-ți spun că te iubesc. Pentru pacea ce-o lași pe pământ, pentru că încă vine Domnul Slavei și se aud cântări prin Duhul Sfânt. Pentru că încă vine Domnul Slavei și se aud cântări prin Duhul Sfânt. Aș vrea să-ți mulțumesc, să cânt, să te slăbesc. Aș vrea, Iisus, să-ți spun, să-ți spun că te iubesc. În toată viața mea, aici cât mai trăiesc. Aș vrea, Iisus, să-ți spun, să-ți spun că te prieteni credincioși și neschimbați. Când ți-ai pus mâna în clipele durerii pe fruntea mea și am fost vindecat. Când ți-ai pus mâna în clipele durerii pe fruntea mea și am fost vindecat. Aș vrea să-ți mulțumesc, să cânt, să te slăbesc. Aș vrea, Iisus, să-ți spun, să-ți spun că te iubesc. În toată viața mea, aici cât mai trăiesc. Aș vrea, Iisus, să-ți spun, să-ți spun că te iubesc. Aș vrea să-ți mulțumesc, să cânt, să te slăbesc. Aș vrea, Iisus, să-ți spun, să-ți spun că te iubesc. Pe care îl găsim scris în Sfânta Evanghelie după Luca, la capitolul 1, începând cu versetul 5, pagina în Sfânta Scriptură 985. În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot numit Zaharia din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aron și se chema Elisabeta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. N-aveau copii, pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sort să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stătut în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis: nu te teme, Zaharie,
fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă ta Elisabeta îți va naște un fiu căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umplea de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul, Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un orod bine pregătit pentru el. Zaharia a zis îngerului: din ce voi cunoaște lucrul acesta, fiindcă eu sunt bătrân și nevastă mea este înaintată în vârstă? Drept răspuns, îngerul i-a zis: eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să ocupați loc. Mă bucur pentru dumneavoastră toți, mă bucur pentru tineri, pentru cântările care le-au adus spre slava lui Dumnezeu, în centru cărora a fost Iisus Hristos, Domnul, slavă Domnului! Mulți dintre ei sunt cunoștințele mele și am colaborat cu ei. Domnul să-i binecuvinteze! Domnul să binecuvinteze cântările și cântăreții! Domnul să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, pe toți! Pe cei care vă cunosc și pe cei care nu vă cunosc. Pe toți ne cunoaște Dumnezeu. Glorie Domnului! Mă bucur în mod deosebit pentru unul din prietenii care îi văd în biserică și zic: Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Dănăilă. Domnul să-i simțească viața, să-l facă un vas în lucrarea lui Dumnezeu, pe el și familia lui. Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl predicăm trebuie să îndeplinească câteva caracteristici. Predicile pe care le țin frații, păstorii pe care îi iubesc și sunt prieteni, cei care conduc orele de rugăciune, orele de studiu biblic, trebuie să aibă în vedere câteva aspecte. Predica lor trebuie să aducă informație. Predica lor trebuie să aducă inovație. Predica lor trebuie să fie inspirată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să aibă inspirație. Și mai mult decât atât, predica lor trebuie să fie influentă asupra celor în fața cărora vorbește. Așa să fie predicile fraților păstori și așa aș vrea să fie cuvântul lui Dumnezeu, pe care mă rog ca nu eu, ci Dumnezeu să vă vorbească în seara aceasta. Sunt ce sunt nu datorită pregătirii, nu datorită titlurilor, nu datorită cărților pe care le-am. Toate sunt fără valoare. Suntem fără valoare înaintea lui Dumnezeu dacă avem un anumit grad profesional, avem o anumită avere, suntem comerciant sau poate poet. Toate sunt fără valoare dacă nu-L avem pe Dumnezeu în viața noastră. Dacă nu avem credința care să ducă la mântuire. Credința adevărată. Există în lume, în viața cotidiană, două tipuri de credințe. O credință adevărată și o credință falsă. Sunt mulți oameni cărora le vorbești din cuvântul lui Dumnezeu și spun: hai să asculți ce spune Dumnezeu, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Eu am religia mea, eu am biserica mea, eu nu mă las de religia mea. Religia falsă, credința falsă te apropie de o religie,
Iar credința adevărată te apropie de Hristos, slăvit să fie numele. Și aș vrea ca toți din seara aceasta să aveți o credință adevărată care să vă apropie de Hristos și să aveți ca rod pe acest pământ sfințirea, iar sfârșit viața veșnică. Glorie Domnului! V-am citit în după-amiaza aceasta despre un text arhi cunoscut de noi toți cei care suntem în locul acesta. Și mă uit la dumneavoastră și zic că majoritatea toți suntem creștini și Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Și aș vrea să plecăm în seara aceasta de aici cu convingerea că avem o credință adevărată, o credință în fața căreia nu sunt piedici, nu sunt obstacole. Din cuvântul lui Dumnezeu observăm că doctorul Luca, și îmi place foarte mult Evanghelia aceasta, scrie unuia deosebit prealesului Felix. Și începe Evanghelia, fiindcă este singura carte din Sfânta Scriptură care începe cu această conjuncție care exprimă un raport cauzal. Fiindcă urmează ceva cauzal, introduce o cauză. De ce îl scrii o ție, prealesule Felix? Fiindcă sunt mulți care au încercat să scrie. Sunt multe evanghelii și în timpul lui Luca, în primul secol, erau multe evanghelii. Cunoaștem și în zilele de astăzi că există o serie de scrieri apocrife, o serie de scrieri pseudo-epigrafe, de pseudo-evanghelii, de epistole gnostice. Astfel, în Egipt se cunosc peste 30 de evanghelii. Evanghelia lui Toma, Evanghelia lui Filip, Evanghelia lui Iuda, Evanghelia lui Petru, a Mariei Magdalena, Cartea secretă a lui Ioan, Cartea secretă a lui Iacob și multe, multe alte. Și mulți au încercat să scrie. Și fiindcă mulți au încercat să scrie. Iată care este realitatea prealesului Felix. Filip. Teofil. Iată care este realitatea prealesului Teofil. Îl spun care este, fiindcă mulți au încercat să scrie. Sunt multe scrieri în lumea cotidiană, sunt tradiții. Stai, Domnule, că în afară de Biblie noi mai avem Sfânta Tradiție. Și mulți oameni se depărtează de Evanghelia adevărată pentru că au Sfânta Tradiție. În secolul IV s-a stabilit canonul Noului Testament și toate Evanghelia apocrife. Toate celelalte care existau atunci și care există și mai circulă în anumite cercuri creștine nu fac parte din Sfânta Scriptură. Una din piedicile credinței adevărate sunt scrierile acestea și rațiunea noastră. Rațiunea noastră vine și spune, dar stai puțin, că sunt multe scrieri, sunt multe evanghelii pe care s-o cred. Evanghelia lui Luca și toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu, eu și tu, să fim destoinici pentru orice lucrare bună. 2 Timotei 3 cu 16. Evanghelia după Luca este o scriere istorică. Este confirmată de Eusebiu, de Ieronim, de Elineu, de Tertulian și mulți martori oculari care au fost contemporani cu Luca, cu ucenicii. Evanghelia după Luca este o scriere istorică. Și în al doilea rând, prin faptul că este confirmată de mulți istorici, este o scriere profetică.
În această Evanghelie găsim împlinite în Domnul Iisus Hristos prorocii, profeții care au fost făcute cu peste 1000 de ani înainte. Domnul Iisus Hristos a împlinit profețiile nu oricum, nu oricând, ci în detaliu. A împlinit toate profețiile conform celor scrise în Vechiul Testament. Sunt peste 1000 de profeții împlinite în total, în conformitate cu planul lui Dumnezeu. Prealesule Teofile, îți scriu de aceea, fiindcă mulți au scris, prealeșilor frați din Vulcan, vă scriu, vă spun, luați seama la citire, luați seama și la împlinire. Domnul să vă ajute la aceasta. Prealesule Teofile este o formulă de adresare unui om cu autoritate, unui om cu funcție, cu rol important în societate, unui om distinct, unui om înțelept, unui om temător de Dumnezeu. De regulă, înainte de 89, mulți atei, mulți învățători ai comunismului spuneau, pocăiții spun crede și nu cerceta. Iată că doctorul Luca ne spune, fiindcă mulți au scris, prealesule Teofile, tu cercetează toate lucrurile, că ceea ce spun eu, scrierea aceasta este o scriere istorică, este o scriere profetică și este o scriere providențială. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori, iubiți ascultători, Biblia nu este o scriere oarecare. Ea a fost conservată datorită grijii, datorită proniei lui Dumnezeu. Sunt mulți scriitori pe care lumea de știință, așa zis, oameni de știință, nu-i contestă. De exemplu, pe Sofocle, a cărui scriere a fost identificată un singur exemplar la 1600 de ani. Și oamenii de știință spune, uite, domnule, ce operă extraordinară, Euripide. La 1200 de ani, un singur exemplar, fragmente din scrierea lui, Demostene. La 1400 de ani, un singur manuscris. Evanghelia după Luca are un număr impresionant de manuscrise. 5300 de manuscrise în limba greacă. Glorie Domnului! Sunt peste 10.000 de exemplare din scrierea din Evanghelia Vulgata. Sunt 24.000 de manuscrise din Noul Testament. Originalele de la Marea Moartă demonstrează că Biblia este adevărată. N-aș vrea, frați și surori, să vă influențeze nicio scriere, nici Sfânta Tradiție, nici scrierile unor teologi, ci cuvântul lui Dumnezeu să fie cel care vă călăuzește. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care să fie cel care vă hrănește. Amin. Nu lăsa niciodată ca rațiunea să devină obstacol în calea credinței tale adevărate. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu ne-a fost dată, ne-a fost scrisă și transmisă nu doar pentru a fi citită, ci pentru a fi trăită. Doamne, ajută-ne la aceasta! Destinul meu și destinul tău este scris pe paginile Evangheliei, pe paginile Sfintei Scripturii. Un obstacol în calea credinței adevărate este rațiunea. Un alt mare obstacol în calea credinței adevărate este necredința. Și aș vrea să înțelegem în seara aceasta un lucru deosebit de important pentru noi cei care suntem cu Evanghelia în mână
că necredința mă poate afecta pe mine și te poate afecta pe tine, credincios, vechi, penticostal. Te poate afecta. Necredința poate să roadă la temelia credinței tale. Și ar vrea să vă aduc câteva argumente în sensul acesta. Trebuie să fii convins de autenticitatea Evangheliei și a o crede în totalitate, în Dumnezeu. Și numai în Dumnezeu este mântuire, sfințire și viață spirituală. Doamne, dă-ne această viață spirituală. Ceea ce este deosebit de important pentru a fi mântuiți este credința. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Aș vrea să luăm studiul acesta de caz pe Zaharia, pe care l-am citit în seara aceasta. Necredința se manifestă chiar și la cei ce perseverează, cei ce sunt curați, neîntinați. Zaharia era un om care era aproape de Dumnezeu, el și Elisabeta, amândoi, spune Cuvântul Sfânt, erau neprihăniți, amândoi erau curați, neîntinați înaintea lui Dumnezeu și cu toate acestea, tot Cuvântul lui Dumnezeu, în ultimul verset, spune pentru că nu a crezut. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor. Tu, Zaharia, tu n-ai crezut. Necredința se manifestă chiar și la cei credincioși. Se manifestă la tineri, se manifestă la vârstnici, se manifestă la cei ce slujesc cu cântare, cu poezie sau cu predică. Și se manifestă datorită unor circunstanțe neprielnice. Zaharia slujea în templu în zilele împăratului Irod. Irod a fost unul dintre cei mai cruzi împărați pe care l-a avut Israelul, pe care l-a avut Iuda. Irod a construit templul, a construit Herodionul, a construit Masada, a construit portul de la Cezarea. Cu toate acestea, avea o frică extraordinară de cei apropiați, ca nu cumva să ia tronul, nu cumva să-l înlăture de la domnie. Și el a ucis pe cei doi fii ai săi și a ucis soția și așa cum cunoaștem din Sfânta Scriptură, omoară pruncii până la 2 ani în Betleem. În zilele acestea, în zilele lui Irod, acest om crud, în zilele acestea, sunt niște circunstanțe neprielnice. Pot eu să cred, eu, Zaharia, pot să mai cred când teama, nesiguranța domnește asupra lor? Cei ce sunteți mai în vârstă, vă rog să vă amintiți în zilele dinainte de 89, când Ceaușescu era un paranoic, când erau toate societățile, toate întreprinderile îmbibate de securiști, de informatori și sunt statistici. Erau în România înainte de 89 700.000 de informatori. Un informator la 30 de români. Ce grozăvie! Un informator la 30 de români. În aceste împrejurări au fost și atunci oameni care au ținut din darul de Evanghelie Iisus și mulțumim lui Dumnezeu pentru ei și s-au rugat în case și au postit ca Dumnezeu să lucreze. Și au fost oameni în circunstanțele acelea dinainte de 89 care au stat aproape de Evanghelie și de Dumnezeu. Au fost circunstanțe neprielnice pentru Zaharia. În aceste împrejurări, Îngerul Gabriel vine la Zaharia și îi spune că va avea un copil,
O veste șocantă pentru Zaharia. Nu cred. În condițiile acestea nu pot. Nu va ieși, nu va merge. Vedem că se ceartă parlamentarii, guvernanții cu președintele. Se ceartă grupurile, partidele între ele. În condițiile acestea, când totul este o teroare, este o anarhie. De fapt, ceea ce este tragic, că nu numai în societate este anarhie. Nu numai în societate este amorțire și în multe biserici este amorție, este apatie, anarhie și aceasta duce la apostazie, la lepădarea de credință. În condițiile acestea de circumstanțe neprielnice, Îngerul lui Dumnezeu vine la Zaharia și îi aduce o veste extraordinară. În aceste împrejurări, Zaharia rămâne șocat. O veste șocantă. Circumstanțele neprielnice poate sunt și pentru tine, datorită conjuncturii de la servici, datorită conjuncturii din societate, datorită problemelor care se ivesc, circumstanțe neprielnice. Și Zaharia, un om credincios, ajunge să nu creadă. Necredința este o barieră în calea credinței adevărate. Necredința se manifestă în circumstanțe neprielnice, așa cum a fost înainte și poate cum va mai fi, dar se manifestă și în contexte sociale nefavorabile. Era o perioadă grea și pentru țară, pentru Israel, pentru preoți. Preoții erau corupți. În Israel, în Iuda, erau doi preoți, Ana și Caiafa. Dar în mod normal, după lege, trebuia să fie un singur preot. Dar procuratorul roman Valerius Gracchus al iudeii îl dă jos pe Ana și îl numește pe ginerele său Caiafa. Ana, socrul lui Caiafa, era un manipulator al scenei religioase. De altfel, Iosif Flaviu, un istoric, povestește că preoții erau lacomi, preoții erau corupți, erau răi. În subsolul casei lor erau adevărate pușcării în care oamenii erau chinuiți, erau bătuți, erau legați în lanțuri și în funii. În contextele acestea nefavorabile, poți să mai crezi în Dumnezeu când preoții sunt corupți? Când mulți cad de la credință? Când lucrurile nu se schimbă, merg din rău în mai rău? De multe ori, mulți cad în pesimism. Unde e dreptatea lui Dumnezeu? Și necredința pune stăpânire pe inima multora datorită acestor circumstanțe. Se uită la unul care a fost în comitet și a căzut, se uită la altul care șchioapătă, la altul care n-are o viață curată înaintea oamenilor. Și în circumstanțele acestea, în conjunctura aceasta, necredința caută să roadă în credința adevărată care te apropie de Dumnezeu. Și totuși, Zaharia, cu toate că era un om credincios, cu curăție de inimă, consecvent, fără pată, care păzea poruncile și toate rânduielile lui Dumnezeu, așa cum spune în versetul 6, era curat și cu toate acestea nu crede. Necredința se manifestă în conjuncturi nefavorabile, în contexte sociale nefavorabile, în circunstanțe neprielnice și în anumite conjuncturi familiale imposibil de rezolvat. Zaharia era un om bătrân și soția lui înaintată în vârstă. Versetul 7. Nu aveau copii. El, pe lângă faptul că era înaintat în vârstă, Elisaveta era stearbă.
înaintați în vârstă, bătrâni. Organismul nu mai putea procrea. Înainte, în Israel, cine nu avea copii era o ocară pentru vecini. Spunea că l-a pedepsit Dumnezeu. Dar vă rog să priviți pe paginile Sfintei Scripturii. Și alte femei credincioase, precum Sara, Rebecca, Ana, mama lui Samuel, au fost în aceeași situație. Dar Dumnezeu a lucrat. Aș vrea, frați și surori, să nu ne lăsăm ispitiți când alții au probleme, când alții sunt apăsați de sănătate, când alții au probleme financiare, când alții au probleme familiale, când alții o duc rău, poate nu au ce mânca. Să zicem, l-a bătut Dumnezeu. Nu. Aș vrea să nu judecăm în felul acesta. Au fost probleme și în timpul lui Zaharia, a fost o conjunctură familială în care nu putea să aibă copii. Nu te lăsa ispitit atunci când nu mai poți. Nu te lăsa apăsat și să nu intri în depresie. Cum învingem necredința? Cum trecem peste barierele acestea? Barierele acestea ale necredinței, ale rațiunii, ale răcelii spirituale, ale falimentului. Cum învingem aceste bariere? În primul rând, Îngerul îi spune, nu te teme! Nu te teme, Zaharia! Frați și surori, nu te tem, nu vă temeți! Este cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă temeți! Dacă credem în Dumnezeu, a toți, Creatorul, celor văzute și nevăzute, Cel ce a creat cerul, stelele, pământul și tot ce se mișcă pe ele, dacă credem și recunoaștem că El este suveran, că El este atotputernic, atotștiutor, nu avem de ce să ne temem. Nu vă temeți! Teama, frica, este opusul credinței. Este manifestarea necredinței. Vă rog să rețineți. Nu există nicio forță, niciun împărat, niciun domnitor, niciun demon care să stea împotriva lui Dumnezeu. Adonai, biruitorul. El este biruitorul. Nu te teme, ci roagă-te. Ei se rugau. Zaharia și Elisabeta se rugau. Rugăciunea ta, Zaharia, a fost ascultată. Continuă să te rogi pentru soția ta, pentru soțul tău. Continuă să te rogi pentru căsătoria ta. Continuă să te rogi pentru familia ta. Nu înceta, nu te teme, căci Dumnezeu este la cârmă. Rugăciunea ta, Zaharia, a fost ascultată. De ani de zile te-ai rugat. Și de multe ori obosim în rugăciune. Aș vrea, frați și surori, să învățăm în seara aceasta că trebuie să fim perseverenți în rugăciune. Rugăciunea ta va fi ascultată. Când genunchii îți tremură, îngenunchează pe ei. Amin. Amin. Ceea ce trebuie să avem ca să biruim această barieră a necredinței și să ne apropiem de credința adevărată, să nu ne temem și să fim perseverenți în credincioșia noastră. Versetul 6 spune că Zaharia a continuat să slujească Domnului chiar dacă el părea distant sau absent. Sunt persoane care atunci când nu primesc răspuns la rugăciune, cad în apatie. Cad în depresie. Îl neagă pe Dumnezeu. Îl resping. Îl disprețuiești. Apatia duce la anarhie. Și anarhia duce la apostazie, la lepădarea de credință. Doamne, păzește-ne de aceasta. Vedeți, Habacuc, chiar dacă nu vor mai fi boi în grajdă, chiar dacă vița nu va mai rogi, chiar dacă pomii, eu tot mă voi ruga lui Dumnezeu. Eu tot mă voi apropia de Dumnezeu. Chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod,
Rodul măslinului va lipsi și câmpile nu vor da hrană. Oile vor pieri din staul și nu vor mai fi boi în grajă. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeu mântuirii mele. Doamne, ajută-ne la aceasta! Fiind perseverenți în credincioșie. În Israel erau atunci 18.000 de preoți și un singur templu. Erau 24 de cete și a venit rândul cetei lui Abia să slujească. Și el, prin tragerea la sorți, a trebuit să slujească, să mijlocească înaintea lui Dumnezeu. Era o singură oportunitate în viață, când un preot putea să intervină înaintea lui Dumnezeu pentru popor, să aducă tămâie. În slujire îl întâlnește pe Dumnezeu. Chiar și atunci, când nu aud nimic, când nu văd, când nu simt nimic, tot îl slujesc pe Dumnezeu. Zaharia a continuat să slujească. Unul din cei de la evreii care au fost închis la Auschwitz într-o celulă întunecoasă a scris pe bolnav, fără soare, nu vedea lumina zilei, a scris pe geamantanul lui, chiar dacă nu văd soarele, cred că există. Chiar dacă nu este dreptate, cred că se va arăta. Chiar dacă nu-L văd pe Dumnezeu, chiar dacă nu-L simt, eu tot cred în Dumnezeu. Chiar și atunci, când nu auzi, când nu vezi și nu simți nimic, să crezi în Dumnezeu. Să crezi că Dumnezeu lucrează. Dumnezeu poate să facă minuni, frați și surori. Glorie Domnului! Amen. Domnul face semne și minuni, dar nu când cer oamenii, ci când le dă Dumnezeu. Doamne, lucrează și însoțește-ți Evanghelia cu semne și minuni. Stai în rugăciune, stai în cuvânt, stai în neprihănire și slujește și Dumnezeu îți va vorbi. Crede! Zaharia, crede! Cu curaj, cu consecvență, continuă cu curăție de inimă să crezi. Și minunea este răspunsul credinței. Minunea, o minune s-a produs în viața lui Zaharia. Datorită faptului că el a fost perseverent, datorită faptului că s-a încrezut în Dumnezeu, datorită faptului că a fost consecvent, ducând o viață de rugăciune. Dumnezeu va lua aminte la rugăciunile tale. Roagă-te neîncetat, până o cântare. Roagă-te dimineața, la prânz, roagă-te pe înserat, roagă-te neîncetat. Și atunci Dumnezeu va lucra cu semne, cu minuni în viața ta, în viața familiei tale, în viitorul tău. Doamne, adu minuni în viața credincioșilor tăi. Ceea ce l-a caracterizat pe Zaharia a fost credința care face minuni și continuitatea. După ce i s-a arătat îngerul, frați și surori, vă rog să fiți atenți, el a continuat, nu ieșea, a continuat să slujească. El și-a continuat slujba. Zaharia a rămas în templu să-și termine slujba. Dacă aș fi fost eu sau altul, am fi sărit exaltați de bucurie că am văzut un înger, am fi lăsat totul și am fi plecat. Zaharia, vă rog să fiți atenți la cuvântul lui Dumnezeu, și-a continuat slujba. Dacă ai început ceva, dacă ai promis ceva, dacă te-ai angajat la ceva, nu te lăsa. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dumnezeu urăște jumătățile de măsură. Dumnezeu a lucrat în viața lui Zaharia și a lui Elisabeta și toți vecinii, toate rudenile s-au bucurat. Frate, soră, tânăr și tânără, Dumnezeu să lucreze în viața ta și cei din jur să se bucure. Să fie o mărturie pentru cei din jur. Porunca lui Dumnezeu este duceți-vă și duceți Evanghelia la orice, cea mai mare poruncă, duceți-vă. Eu și tu să mergem la vecinii noștri, să mergem la cei de lângă noi.
dar în primul rând să fim o mărturie în curățire, în curățenie, în viață curată, neîntinată înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Să fim o mărturie în studierea Cuvântului lui Dumnezeu, să fim o mărturie în rugăciune. Mărturie înaintea oamenilor este rezultatul credinței și rezultatul rugăciunilor. Frate și soră, rezultatul rugăciunilor și mărturiei tale va fi o minune pentru cei din jur. Și Dumnezeu mișcă inimile nu atât de mult la evangelizările acestea, și la acestea, și să vii să fie Domnul pentru ele. Și să facă Dumnezeu să vină cât mai mulți oameni necredincioși și să le miște inimile. Să fie aici ca un laborator, un spital în care oamenii să vină bolnavi și să plece sănătoși în suflet. El să transforme inimile. El să transforme viețile. El să lucreze. Dumnezeu poate să fie în control. Dumnezeu e Cel care lucrează, poate să lucreze în viața ta. Iisus Hristos, tinerii au cântat nu despre o biserică, nu despre o religie, despre Iisus Hristos. Iisus Hristos Domnul, glorie Domnului! A venit să împartă lumea în două. Înainte de Hristos și după Hristos. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit și unii l-au primit. A venit în seara aceasta în biserica din Vulcan și unii îl primesc și alții îl resping. Vreau să te întreb din care categorie face el parte. Când a fost pe Golgota, era un tâlhar la dreapta și unul la stânga. Cel de la dreapta a spus: Doamne, ai milă de mine când vei veni împărăția ta. Noi suntem niște păcătoși. Ca să fii primit în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să-ți recunoști păcatele. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți au păcătuit. Și plata păcatului este moartea. Dar Iisus Hristos Domnul, prin sângele vărsat de la Golgota, ne iartă pe mine și pe tine. Doamne, adu-ți aminte. Îl recunoști pe El ca Domn? Doamne, Tată din ceruri, mântuiește pe toți din locul acesta. Fă ca toți din locul acesta să te accepte pe tine ca Mântuitor și Domn în viața lor. Și în afară de aceasta, adu-ți aminte când vei veni în împărăția ta. Crede că va veni o împărăție. Acolo erau și preoți, erau și rabini, dar El nu s-a rugat nici preoților, nici rabinilor, nu s-a dus nici la moaște, nu s-a dus la învățători, ci s-a dus direct la Iisus Hristos Domnul. Dacă vrei ca Dumnezeu să lucreze în viața ta, nu căuta în altă parte, ci caută în Cuvântul lui Dumnezeu și numai la Iisus Hristos Domnul. El e Cel care îți dă credința adevărată. Credința adevărată te apropie de Hristos. El îți spune, nu te teme, fii perseverent. Crede că El este în stare să te curățească, să te sfințească. Și de la o parte orice piedică care, și păcatul care te înconjoară. Și El, Iisus Hristos, să te curățească. Spune poetul unei poezii scrise de Traian Dors, în 64, nu te, care e de altă și cântare, nu te îndoi, ci crede că după orice nor e un soare și mai dulce și mai strălucitor. Nu norul este veșnic, ci soarele acel ce învinge și rămâne stăpân în urmă el. Nu te uita la tine când ești atât de slab, nici la vrăjmașul care te-ar nimici de grav. Nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ura ce scrâșnește, ci uită-te la cer. Doamne, fă ca toți din locul acesta să se uite la cer. Amin. Amin.
crucea de la Golgota. Doamne, Fii și Îngerul Chies, cu viața mea. Sunt obosit al meu păcat, sufletul Iisuse.